Bună ziua! Bună ziua! Astăzi este ziua lui Davide. Noi ne-am pregătit. Cu asta nostru fie. L-am avut pe unchiul meu care ne-a ajutat aici. A făcut, a aranjat terasa. Aici a aranjat grătarele. Haideți să vă arătăm și în casă cum este. Da, hai să vedem în casă cum e. Aici am pregătit lui Davide unde vom tăia tortul. Ne-am gândit să îl tăiem în casă. Este ceva foarte simplu, dar nu știu cum să fac să vă arăt. Așa. Da, mama. La secuela. Îți place cum a făcut aici? E frumos? O să vă mai arătăm continuarea, cum facem grătarul. Da, mami. Cum facem grătarul. Când o să tăiem tortul. Și încă mai avem destule surprize pentru Davide. Sperăm ca totul să fie exact așa cum și-a dorit el. Ia să vedem ce a scris aici. Vai, ce frumos! Și ia uite, ai și luminițe, mama, la baloane. L-o să-i? Pune culoare pic. Da, mama, o să trebuiască să mai umflăm câteva baloane. Da, câți ani faci tu? 6 ani. 6 ani. 6 ani. Aici îl avem pe unchiul meu în așteptare să facă grătar. El de obicei și acasă și în România, peste tot se ocupă de grătar, carne, ce e de măcelărit, totul face el. Avem bucătarul nostru, Nicu. Mai vii pe la noi, Nicule? Da. Așa, mai bine, mai bine. Acum pe fiecare an trebuie să fie aici, obligatoriu. Lasă-l tata să joacă. Eu cred că mutăm masa, nu? Nu-ți place să miroși a fum sau cum? Nu-ți place să miroși a fum? De ce? A, se duce tot un car. Spost, tati Davide. Spost, tati Via. Astăzi când a fost prima, am jucat în bară, zicea mama,
asta. Larisa, ta fiind acolo, băgăți-la la tante Augurie exact când trebuie. În sfârșit l-am luat pe Davide de la școală. Uitați cum își cară el ghiozdanul. Este cam obosit după ziua de ieri. Îl rupi! Aici îl avem și pe tata. Cam atât pentru ziua de astăzi. Davide acum este la terapie. Noi ne-am oprit aici, așteptăm. După care ei o să pregătească, sâmbătă o să plece. O să plece în România tata cu unchii meu și o să rămânem iar singure. Dar între timp așteptăm să iasă Davide de la terapie. L-am dus la școală, a ieșit de la școală, acum terapie. Vă place la Italia? Da. Da, e frumos. Da, e frumos. În Italia este adrenalină mare aici. Nu, ne place adrenalină. Seara să vine să facem ciolan. Da, mâine ne vom duce la... să mâncăm ciolan afumat. Bine, ei o să mănânce ciolan afumat, eu o să mănânc pastă, nu știu, găsesc eu ce să mănânc. Hai, scoateți ochii. Hai. Hai, ce faci aici? Ce mănânci? Nimic? A, tu te uiți atât. Aici e și doamna Nela, domnul Nicu. Așteaptă cu asta și eu ciolanul. Și tu ciolanul. Și domnul Stănică ce mănâncă? E pasta. De maiale? Și tu? Și tu pasta. Salam. Să se stai de vedere. Ce faci, Nicule? Ce mănânci aici? Un ciolan, dragă. Oh, doamna Nela? O costină. Un țambal. Ia uite și la domnul Stan. Vai, ce un ciolan. Doamne, ce e aici? Aici avem și focaccia. Adesso ti porta qua. Ti porta anche la pasta tua, Davide. Sì, adesso vengo. Aspetta. Cosa che è rosso? Questo è mio. Me lo lascio lui il piatto? No. E che è rosso questo? Sì, aici avem il pâine, mamma, colorato. Wow. E creato bucher. Vai, ce e aici? Ia să vedem cum se rupe asta, ia. Stica! Da, Iona! Lasă-l acolo, că e al meu, mama. Hai să avem poftă. Nu-mi am ce!
Ce ai acolo? Rasai. Nu, spune tu ce ai. Ah. Ți-a căzut un dinte? Primul dinte a căzut lui Davide? Și unde pui tu dintele? Ia arată. Pui. Așa și... Pui, extra pui, bolă. Mm-hmm. Și ce se întâmplă? Da, bani. Da. Îți dă bani? Cadou îți dă. Vai, a căzut dintele lui Davide. Și mâine vine zâna măseluță și îți pune un cadou. Tu fai nani, nu? Dar ne arăt și nouă cum stă fără dinte? Ia arată-ne. Ia mânuța ca să vedem. Era acolo, da. Am pus dintele în staniol. Așa mâine zâna măseluță îl ia. Și gata. Și... Bravo, mamă. Cam acesta a fost ceea ce am făcut noi zilele astea. Stai o secundă. Da, i-a căzut dintele. Stai, mamă, ia mâna după. Așa. Se vreau să... Cam de când am început să ne pregătim de ziua lui Davide. A fost foarte obositor. A ieșit totul cum ne-am dorit. Și acum, ce să vă zic, tata a plecat, unchii mei au plecat, tata o să întoarcă peste două luni de zile, o să ne fie foarte greu fără el. După cum vă spuneam, el întotdeauna ne-a fost de ajutor aici, se duce la cumpărături, face ceea ce trebuie. În momentul când pleacă el, este din ce în ce mai greu pentru mine. Bine, nu numai pentru mine, și pentru Davide, și pentru mama. Într-un final, am scăpat. Am organizat ziua lui Davide destul de frumos. I-a venit prietenii lui, câțiva din... Doi, cred că au fost trei, patru sau cinci copii a fost la ziua lui. Dar a fost foarte frumos, a fost loc pentru toți. Ne-am distrat, a fost fericit, i-a plăcut. Davide, de ce bați? La Davide i-a plăcut foarte mult tortul. Cam atât. Mi-a crescut băiatul, are 6 ani. Ușor, ușor trec ani și îmbătrânim. Deja un dinte i-a căzut, după cum ați observat. Sperăm acum să nu-i cadă mereu dinții, că el așteaptă cadou. Așteptă un cadou sau bani. Să vină zâna măseluță. Cam atât pentru ziua de astăzi. Noi vă mulțumim că vă uitați la noi. Îmi pare rău că nu am mai reușit să mai facem vloguri. Nu prea am avut timp. Dar în schimb, acum am reușit. Am făcut un vlog câte puțin din toate zilele de când am început să ne pregătim de ziua lui Davide. Vă mulțumim pentru tot. La revedere!